Metode contraceptive. Resurse educaționale pentru clasa a șaptea. Metodele contraceptive sunt acele metode prin care se împiedică apariția unei sarcini nedorite. Aceste metode pot să împiedice formarea gameților, a fecundației, împiedică fixarea embrionului sau dezvoltarea acestuia. Metode contraceptive definitive. Legarea trompelor uterine. Este o metodă ce presupune intervenție chirurgicală la nivelul trompelor uterine, astfel încât spermatozoizii nu mai pot întâlni ovulele produse de ovar. Vasectomia. Se bazează pe secționarea și legarea canalelor deferente, astfel încât spermatozoizii nu mai pot fi eliberați. Metode contraceptive temporare. Contraceptivele orale sunt medicamente care conțin o anumită încărcătură hormonală care va opri producerea pe cale naturală a hormonilor care influențează activitatea ovarelor. Implanturile hormonale subdermale constraun hormoni administrați la anumite intervale de timp. Prezervativul, precum și spermicidele, diafragma, blochează pătrunderea spermatozoizilor în căile genitale feminine. Steriletul este un dispozitiv care împiedică fixarea embrionului. Retragerea penisului înainte de ejaculare previne pătrunderea spermatozoizilor în corpul femeii. Este o metodă contraceptivă cu eficiență relativ mică. Planificarea calendaristică se bazează pe calcularea perioadei de fertilitate a femeii. Această metodă presupune ca femeia să aibă un ciclu menstrual regulat. Realizați o documentare suplimentară și prezentați în fața clasei un avantaj și un dezavantaj al pilulelor contraceptive. Participați împreună cu colegii la o dezbatere pe tema sarcina în perioada pubertății sau adolescenței.